Bună ziua, stimați telespectatori! Revenim la emisiunea noastră, Fețele nevăzute ale istoriei, de data aceasta cu o temă care credem că este extrem de interesantă, însă și prin faptul că în toată istorografia noastră este extrem de controversată. Și astăzi vă propunem să vorbim despre un fenomen care a marcat secol, în secolul al XX-lea, deceniile 2 și 3 și deceniul 4 al secolului. Este vorba de legionarism și care l-am și intitulat emisiunea de astăzi Legionarismul, o controversă istorică. L-am ca invitat astăzi pe reputatul profesor, colegul al meu, profesor doctor Liviu Lazăr, căruia îi spun bine a venit în studio și să încercăm pe în următoarele minute, sigur că nu vom putea epuiza un astfel de subiect atât de vast, dar ne propunem să facem două emisiuni pe această temă. Să vă spun câteva lucruri. În primul rând că dacă înainte de 1989 acest subiect nu a fost tratat și o singură lucrare îl trata, să zicem, mai amplu este vorba de cartea lui Fățul și Spărățelul Garda de Fier organizație teroristă de tip fascist, care trebuie să spunem că este de fapt un plagiat pe baza unor texte scrise de către Nichifor Forcrainic la cererea, când era închis, la cererea șefului securității de atunci Nicolski, pe care cei doi le-au prelucrat și le-au tratat în stil comunist. După 1989, multitudinea de informații uh, a apărut, sigur, atât pro cât și contra, atât scrise cât de către uh, foști uh, membri ai mișcării legionare, cât și de către istorici, care o privesc, să spunem, distanțat pe baza unor documente și unor, unor studii pe care le-au efectuat. Și, de asemenea, trebuie să vă spun că, într-o multitudine de reviste, din nou apar extern de multe informații despre acest fenomen, fenomen pe care ne propunem să analizăm astăzi am foarte pe scurt, vă spun doar câteva titluri de lucrări, este vorba de un spaniol, Francesco Veiga istoria gării de fier, dar acest spaniol, această carte este chiar citeza sa de doctorat, de asemenea îl reamintim pe reputatul istoric Alexandru Mihai Stoinescu cu istoria loviturilor de stat din România, care apoi câteva titluri alte, Partidul Comunist și Mișcarea Legionară în epoca Fierbinte, Horea Sima Menirea Naționalismului, Generalul Antonescu în Cămașa Verde Legionar, texte legionare și despre românism al Mircea Iliade, dosar Horea Sima, de asemenea dezvoltarea istoriei orale a dat naștere la scoaterea unei cărți pe bază, unei informații orale și anume Țara, Legiunea și Capitanul, de asemenea mai avem acolo Mișcarea legionară, o carte interesantă, zile și uh, albe și zile negre a lui Nichifor Forcainic și o, o lucrare a unui Hunedorean regretat Hunedorean, este vorba de domnul Isaac, e o, o istorie sincer, o istorie obiectivă a mișcării legionare și un uh, Ionescu, care a fost considerat un moment dat un uh, teoretician al mișcării uh, și vorbește despre fenomenul legionar și de asemenea o interesantă poziție politică în cadrul procesului lui Denal Nuremberg, proces cunoscut ca proces al hitlerismului și al fascismului, în urma cărora au fost condamnați o, serie de cape ai Wehrmachtului german și a SS-ului german pentru crimele săvârșite în război. Iată-ne, deci, că acesta este subiectul pe care vrem să-l abordăm. Sigur că în discuție pe care am avut cu colegul nostru, am rămas surprins la un moment dat pentru că din multitudinea de informații pe care le-am avut, spicuind câteva dintre ele care mi s-au părut semnificative, trebuie să spunem că acest partid, tratat în diverse moduri în epoca comunistă, înainte de epoca comunistă și chiar și după Revoluție, a produs o mare surpriză pe șicherul politic în 1937, devenind al treilea partid ca putere politică în România. Mai mult decât atât, niște cifre uh, ne-au pus pe gânduri uh, asupra faptului că la acea dată partidul numărat 137, aproximativ 270.000 de membri, peste 800.000 de simpatizanți, câștigase peste 1.120.000 de voturi în alegeri de 137. Și sigur că cifrele acestea ne dau ideea că partidul acesta, deci mișcarea regională și Garda de fier partidul ei, a devenit un partid de un partid de masă. De asemenea, mai trebuie să subliniem faptul că din cei aproximativ 10.000 de preoți care existau în uh, perioada aceea, 2.000 dintre ei erau membri ai legiunii și cu o serie de mari intelectuali pe cum Mircea Iliade, Cioran, Petrețuția, Naionescu, Nichifor Crainic, îmbrățișase la un moment dat ideile, ideile legiunii. Iată-ne, deci, în fața unui fenomen care nu, nu, este chiar atât de simplu de interpretat, nu este atât de simplu de analizat, este un fenomen complex și tocmai de aceea am considerat că el merită toată atenția, toată atenția noastră. Vă mai dau încă două cifre înainte de a putea să vedem în ce context a apărut acest, acest fenomen. Uh, spre exemplu, iarăși de ideea de masă, uh, la nunta lui uh, Codreru Zera Codreanul, uh, șeful uh, legiunii, capitanul cum era numit, uh, a, care a avut loc la Focșan, au participat aproximativ 100.000 de oameni și peste 2.300 de mașini. Care și căruțe care au însoțit cortegiul de nuntă. Și celălalt moment, un moment funerar, e vorba de cei doi legionari morți în războiul civil din Spania, e vorba de Moța și Marin, mormântarea lor a fost atât de impresionant în București, au participat 400 de preoți, iar cortegiul funerar s-a întins pe aproximativ 4 km, blocând întreaga circulație în capitală. Sigur că sunt niște date, niște cifre, dar care arată că acest fenomen era ceva cu el și de aceea el a fost în atenția tuturor partidelor politice, fie liberal, fie țărănist, fie a regelui Carol al II-lea, a generalului și apoi a viitorului Mareșal Antonescu, precum și a comuniștilor și de fiecare dată ciognirile între aceste forțe au fost extrem de violente. Haideți să vedem, domnule profesor, care a fost contextul în care s-a născut această mișcare. Este, după părerea mea, de analizat acest fenomen, pornind chiar de la Revoluția de la 1848. Cunoaștem toți că dacă românismul a fost uh, ideologia principală a revoluției de la 1848, de la care au pornit și proiectele de modernizare a statului român care s-au încheiat uh, apoteotic, să spunem, uh, la 1 decembrie 1918. Vedeți, uh, toată această generație de sacrificiu uh, Toată această fierbere a intelectualilor, a preoților, a oamenilor de cultură român, dar și a masei mari a românilor din Transilvania, din Basarabia, Bucovina, teritoriile ocupate de stăpâniri străine, s-a creat această, acest ideal al reunirii tuturor românilor în fostul teritoriu al Dacii. Aceasta este ideologia Dacoromunismului care într-adevăr s-a încheiat fericit la 1 decembrie 1918. Toate generațiile de intelectual pe care le-a avut Transilvania, Bucovina și nu numai, chiar vechiul regat, practic, spunea Mircea Eliade, au fost obligate să scrie despre acest ideal. Toată cultura noastră modernă este impregnată de acest vis milenar al românilor. Vine momentul 1 decembrie și acest ideal trebuie reformat, trebuie transformat. Părerea mea este că nu mai putem vorbi de dacoromânism pentru că reunirea în teritoriul fostei Dacii s-a realizat, s-a realizat România Mare și a rămas românismul. Într-adevăr, dacă ne gândim apoi la un uh, lider legionar, uh, uh, a și înființat acel partid, dizident uh, din uh, uh, legiunea Arhanghelului Mihail, cruciada românismului. Stelescu, da. Uh, Mihail Stelescu. Uh, a fost, uh, această ideologie a rămas pentru că se punea problema cum să se dezvolte această țară care în sfârșit și-a regăsit Uh, unitatea națională, în ce manieră, aici pot fi introduse și celelalte discuții referitoare la europenism și uh, uh, la doctrina uh, tradiționalistă, care a fost iarăși o temă pe care o putem aborda, eu știu, în alte emisiuni viitoare, pentru că este foarte interesantă și a fost o dezbatere de idei extraordinară. Pentru și modernitate într-adevăr în unde, da. uh, Undeva uh, cu bătaie și pentru zilele noastre, dacă putem spune Sigur. așa, pentru că iarăși suntem la un moment de rescurce uh, după 20 de ani de comunism și încă nu ne-am găsit cadența, nu știm unde ne aflăm. Uh, uh, instituții avem de nivel uh, european, dar uh, moravuri balcanice răsăritene avem destul de multe. Să revenim însă la uh, această ideologie a românismului. Spunea Eliade că ei au fost prima generație care nu s-au mai, n-au mai simțit această povară a luptei pentru unitatea națională a românilor și uh, fiecare a putut să creeze liber a existat, însă acest filon uh, care a mers și românismul uh, pe care l-au văzut foarte mulți intelectuali în această perioadă s-a transformat în ortodoxism. Deci într-un ortodoxism care uh, până la urmă uh, la unii reprezentanți s-a transformat chiar într un bigotism uh, uh, neașteptat pentru deceniul 2 sau 3 al secolului al uh, 20-lea. Uh, dacă mai adăugăm aici faptul că imediat după război și practic și în timpul războiului, regimurile autoritare începuseră să fie destul de eficiente. Nimeni în timpul războiului, cei patru ani lungi de război, grele suferințe, n a mai avut timp să convoace parlamentele, n -au mai avut măsurile, trebuiau luate de urgență și atunci guvernele au condus în mod autoritar și na care n-au fost contaminate de regimurile totalitare, s-a simțit această presiune din partea guvernului care și după război a încercat să conducă în aceeași manieră, pentru că era mult mai ușor pentru ei să ia aceste măsuri. Și pe acest fond a fost alimentat în unele țări totalitarismul, pentru că Ați văzut, în 1917, totalitarismul de stânga, revoluția bolșevică, nu? din octombrie, care practic a avut loc în noiembrie, noiembrie așa este, da. a adus la putere o clasă, partidul bolșevic, care la început i-a atras pe țăranii, pentru că Rusia țaristă la acea vreme era din punctul meu de vedere, existau mai multe relații mai mult feudale decât capitaliste, pentru că majoritatea populației erau țărani. Nu mai vorbim de celelalte mișcări, ce a fost în 1920 în Ungaria, contra-revoluția condusă de Miklós Horti și Practic, instaurarea primului regim totalitar, că toată lumea vorbește despre primul regim uh, uh, totalitar, este fascismul lui Mussolini în 22. Nu, în Ungaria, nu. Instalat, în, Ungaria zi, în 1920, uh, urmează teroarea albă. A fost teroarea roșie când uh, Bela Kun i-a uh, uh, urmărit și masacrat pe. Uh, Foștii uh, conducători, foștii guvernanți, și acum are venit, a venit uh, reversul cu teroarea albă. Vine, într-adevăr, fascismul italian, acel celebru marș asupra Romei din 1922 și el foarte cântat de poeți. Să ne amintim de celebru poet Danunțio, care, da. la fel ca și Byron, s-a pus în fruntea unor voluntari și a încercat să ocupe portul Trieste, care fusese acordat de conferința de pace Iugoslaviei, Rieca, Fiume Rieca, cele două nume. Și în scurt timp, Italia a devenit un model pentru foarte multe țări. Uh, în general, pentru țările cu o, o, o economie slab dezvoltată și care fusese distrusă de uh, război, uh, profesorul nostru Vesa de la Cluj avea această expresie, uh, țările Europei verzi. În general, uh, în țările mai puțin industrializate sau. Uh, uh, Inoculat aceste regimuri totalitare. Exact. Și noi trebuie să spunem un lucru că în anii 22 deja cam toate țările ieșiseră din criza economică provocată de război și atunci mai cade un șablon acela că regimurile totalitare se instalează în vremurile de crize economică cum a fost în Germania. Sigur, este un caz. Iată-ne deci în Italia, în Ungaria ele nu apar înainte de criza marea criză economică din 29 și, practic, toată Europa deceniului 3 și deceniului 4 este dominată de regimurile totalitare. Dacă vreți să o luăm din vestul Europei, Portugalia, Oliveira Salazar, da. care a. a, a, a exercitat puterea și după al doilea război mondial. Nu mai vorbim de uh, generalul Francisco Franco, uh, războiul civil, aici a fost un război civil în 36-39 în Spania și în acest război civil s-a înfruntat pentru prima dată dacă vreți a fost ră, primul război rece între comunism și fascism uh, când Hitler și Mussolini au trimis ajutoare, iar uh, pe partea cealaltă Stalin uh, de asemenea. Brigăzile roșii. Să nu ne, ne uităm, de, să nu da. uităm de brigăzile internaționale, da. Ce uh, care uh, are... cei care s-au dus să lupte da. împotriva uh, comunismului, printre care și cei doi uh, lideri ai mișcării legionare, uh, Ionel Moța și Vasile Marin. Uh, mergând mai în, uh, spre centrul Europei, avem Austria, Canceralul Dolfus, uh, avem uh, Ungaria, am mai uh, spus, uh, avem uh, Iugoslavia, regele Alexandru, avem Bulgaria, Boris al II-lea, avem Grecia. Generalul Metaxas, da. peste tot sau în această zonă a Europei, în vest și sud-estul Europei, s-au instaurat și, regimuri și totalitare. Să nu uităm că chiar noi, la un moment dat, la noi, liberalii renunță la putere pentru a-l aduce în, în fruntea țării pe mareșalul Averescu, un om care era recunoscut pentru meritele sale în război, dar care a fost un prim-ministru extrem de autoritar, în timpul lui are loc celebra grevă general din 1920, el ia măsuri extreme, stare de asediu, interzicerea presei, deci ia câteva măsuri extrem de dure, mareșalul Leroux se transformă de fapt într-un într mic dictator, sigur și pe fondul influenței pe care se temeau că Rusia-Sovietică ar putea o să aibă asupra României. Aici ați adus un, uh, un punct iarăși sensibil. Să nu uităm că în Ungaria fusese această Republică Ungară a Sfaturilor, Belacun. În Bavaria, iată, în uh, Germania, după război, de asemenea, Republica Sovietică Bavareză, uh, comunismul era o stafie, nu, care uh, spuneau foarte mult bântuie asupra Europei, aia. pentru că să nu uităm cordonul uh, sanitar pe care Occidentul l-a făcut bolșevicilor, nu a fost eficient. Știm că a fost războiul civil din Rusia, 1918-1921, când Occidentul a pompat masiv fonduri, a pompat numai bani, dar generalii albi, care erau pro-țariși, să spunem, au preferat să-și... Umple conturile în Elveția, cum a fost generalul de și așa mai departe, și să nu folosească acești bani pentru a cumpăra arme și pentru a uh, finanța războiul împotriva bolșevicilor. Așa este. Haideți să vedem ce se întâmplă la noi în această perioadă de timp, să ne reîntoarcem la transformarea idealurilor și la uh, starea internă a României. Uh, iarăși, uh, dacă ne gândim bine, societatea românească după primul război mondial traversase această perioadă foarte grea în anii războiului. Foarte mulți autori vorbesc trecerea aceasta de la agonie la extaz. Să nu uităm că noi în mai 1918 semnăm acea pace de la brest -Litov de la Buftea București în urma păcii de la brest -Litov dintre Rusia și Germania când nu România a rămas singură pe frontul de răsărit și după marile victorii de la Mărășești, Mărăș și Oituz, ne-am trezit singur în fața doi coloși, Germania și Austro-Ungaria, și a trebuit să guvernul Marghiloman, pus special pentru relațiile bune pe care le avea cu Germania, să încheie această pace. Uh, uh, Ni se ia dobrogea, avem un singur culoar pentru mare, uh, crestele Carpaților, economia românească este subordonată uh, mașinii de război germane. Iată că. După numai câteva luni nu trecem la mărețele realizări uh, prin care se realizează nu, România Mare. Uh, iarăși o altă problemă după război uh, a fost uh, problema naționalismului. Vedeți că toate adunările de la Cernăuți, de la uh, Alba Iulia, de la Chișinău au menționat că România unită nu va mai face aceleași greșeli pe care le-au făcut vechile imperii să ducă o politică de deznaționalizare pentru că România unită s-a trezit cu uh, 10% aproape sigur. minorități uh, naționale și aceste minorități uh, s-a semnat tratatul minorităților în cadrul fiecărui tratat de pace de la conferința de pace de la Paris uh, era inclus și tratatul uh, minorităților la fel ca și pactul legii națiunilor. Minoritatea maghiară care se văzuse în Transilvania acum pierzând statutul de clasă privilegiată, liderii români s-au tras un mare semnal de alarmă, atenție să nu facem aceleași greșeli. A fost însă altă minoritate care a ridicat probleme. Și este vorba uh, despre evrei și în special în Moldova, care era ținutul mai sărac al uh, României mari, uh, majoritatea afacerilor erau dominate într-adevăr de uh, uh, evrei. Uh, să nu uităm că în 1922-1923 la Universitatea din Iași, cam uh, 30% din studenți, 40% pardon, erau uh, evrei și ei aveau cam 3% din totalul populației României. A fost această mișcare pe care uneori și autoritățile au sprijinit-o cu numerus clausus, adică să fie respectată proporția da. pentru că se temeau românii că evreii vor ocupa toate posturile de conducere și așa mai departe. Să nu uităm că la Universitatea din Cluj și aici. Uh, o să discutăm poate mai mult uh, acest lucru. Nu, studenții evrei de la medicină au cerut ca uh, la disecție să nu mai fie aduse și cadavre de aiconaționalilor uh, uh, lor. Și atunci uh, acest lucru a generat mari mișcări studențești la Cluj. Uh, printre fruntașii acestor mișcări a fost și uh, Ionel Moța, fiul preotului, uh, protopopului de orăștie uh, Ioan Moța care era un cunoscut luptător pentru drepturile românilor în perioada dualismului austro-ungar și știm cu toții publicațiile, știm cu toții uh, activitatea uh, pe tărâm național românesc pe care uh, a susținut-o uh, uh, protopopul Ioan Moța și vorbim de aceeași criză de ideal, nu? Da. El uh, s-a realiat mișcării uh, legionare pe această uh, uh, Pantă, să spunem, a ortodoxismului și chiar uh, ceea ce au făcut uh, mai târziu liderii mișcării, a misticismului uh, legionar. Și au fost mari mișcări și tulburări la Cluj din, această, uh, 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 din cauza uh, facultății de medicină. Ionel Moța a fost uh, exmatriculat, așa a ajuns la Universitatea din Iași, unde a intrat în contact cu uh, Corneliu Zelea Codreanu și au fost, practic, principalii lideri ai uh, mișcării. Invocându-l aici pe Corneliu Zelea Codreanu, uh, să amintim faptul că încă din 1919, când el era uh, elev la liceul militar uh, din Iași, uh, uh, mă rog, biografii săi și din câte am citit eu, uh, am văzut că... Uh, Spuneau că a fost acel uh, act uh, din pădurea uh, Dobri. Dobrina, când da. uh, de lângă Huș, uh, când uh, în fața a 20 de uh, colegi de ai săi, elevi la liceul militar, el le-a vorbit, dar uh, el a fluturat alt pericol, pericolul bolșevismului. Da, și chiar îl regăsim mai târziu la Iași, într-un într într alt organism creat, Garda Conștiinței Naționale, alături de Constantin Pancu, uh, și la una din manifestările în care muncitorii ocupaseră Nicolina și alboraseră Steagul Roșu, uh, Cornelul Zerea Codrea, într-un act de curaj, uh, intră printre rândurile de muncitori, uh, reușește să ia Steagul Roșu și să înfingă Steagul, uh, să înfingă Steagul Tricolor. Sigur că este unul din momentele luptei împotriva uh, stângii și împotriva pericolului bolșevismului care apare, iar ulterior mișcarea al alunecă, așa cum a zis uh, și dumneavoastră, în cealaltă direcție, în direcția antisemitismului, în direcția uh, unui antisemitism, însă pe vremea lui Codreanu mai moderat decât uh, se va ajunge la violențele nefericite de pe vremea lui Horea Sima. De altfel, este uh, nu întâmplător că în momentul când uh, Garda ajunge la Pogeu, prin 33, uh, chiar are loc o întâlnire la Casa Verde, unde era sediul legionarilor între între Cornelul Zerea Codreanu și Marele Rabin Daniel Șafran, care pe perioada a mai multor ore cei doi se spun punctele de vedere și discută asupra unor subiecte pe care, care îi despărțeau în această, în această ideologie, ideologie diferite. Iată deci, practic, acesta este un context intern la care cred că mai puteți adăuga și niște alte lucruri legate Sigur de slăbiciuni da. da. ale... Deci, recapitulând puțin, am spune așa, contextul intern și practic și ceea ce a generat și practic care au fost principalele obiective ale mișcării legionare. Uh, în primul rând, deci vorbim de antibolșevism, anticomunismul da. uh, care uh, moldovenii întotdeauna aveau pericolul acesta rusesc în uh, sânge, cum se spune. De ce invazii <laughs> trecutere peste teritoriul Și se temeau Moldovei. foarte mult de acest lucru. Uh, vorbeam de românism, nu, care da. uh, spunea că că nu poate fi definit decât prin credință, și aici explicăm faptul că foarte mulți preoți, foarte mulți învățători Sigur. Foarte mulți intelectuali au venit spre mișcarea legionară. Și ar fi antisemitismul. A, așa. A, Domnule, profesor, deci am identificat, iată cele trei siloane. Da, și uh, acum uh, să luăm o scurtă pauză, iar după o pauză vom reveni să discutăm uh, un pic despre contextul intern și apoi despre apariția primului partid, să spunem, de extremă dreaptă, Liga Părării Național Creștine și ur pașii pe care a făcut Zelea Codreanu. Toptec lansează campania Buyback la monitoare. Pentru orice monitor adus la schimb la achiziționarea unui monitor LCD, TopTech acordă un discount de 100 de lei. Promoția este valabilă în limita stocului disponibil. Vă așteptăm la sediul magazinului nostru din Deva, Piața Victoriei numărul 1. soltau.ro, ghidul online al județelor din România. Ecosid închiriază la intrarea în municipiul Hunedoara hală industrială, teren și spații pentru birouri în bloc administrativ. Informații la sediul firmei, Piața Iancu de Hunedoara, numărul 1 sau la numerele de telefon 0744602205 și fax 0354409287. Ecosid cu Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Am revenit, domnule profesor, cu tema emisiunii de astăzi, legionalismul o controversă istorică și înainte de pauză ne-am ne, ne oprit la contextul intern a unei românii unite, a unei românii de, de 1918 pe care își căuta un ideal Uh, un alt ideal decât cel care fusese înainte uh, pentru că el deja fusese împlinit și care din nefericire uh, așa cum uh, toți cei care cunoaștem istoria uh, vom vedea că nu s-a putut menține acest ideal și că din nefericire în mai puțin de două, în aproape în 20 de ani în, uh, până în 1940 uh, România Mare se va prăbuși atât datorită factorului extern cât și datorită slăbiciunilor interne, noi trebuie să subliniem aceste slăbiciuni interne, cât și datorită slăbiciunilor interne și sigur care va duce la, să spunem, șocul pentru generația în vârstă care mai trăise încă momentul 18 și sigur o mare tulburare pentru tânăra generație care se vedea uh, astfel trădată în idealul pe care l-avusese a la 1 decembrie. Um. Am putea vorbi și despre <coughs> manifestarea slăbiciunii autorităților față de primele acte pe care le fac acești tineri care ei se defineau că reprezintă noua Românie. Să nu uităm... Ideea de asasinat a grupului de la Iași a unor conducători politici ai României și a unor mari oameni de afaceri evrei. Au avut o listă și au plecat spre București. Uh, să îi asasineze, dar au fost rădați de uh, un anume Vernichescu. Da, și asta este prima încercare pe care s-a considerat că a fost o încercare chiar de lovitură de stat Sigur din partea acestui da. grup. Uh, și al practic legionarilor. am adus în discuție o altă componentă a mișcării legionare și anume terorismul politic. Terorismul politic care s-a manifestat prin asasinat politic. Această primă tentativă de asasinat politic a fost dejucată de autorități datorită trădării lui Vernichescu. Au fost închiși acești tineri în închisoare, dar uh, în închisoare, printr-o anumită conjunctură, într-o pâine, pe vremea aceea pâinile erau doar forma aceea rotundă, este strecurat lui uh, uh, Moța. Ionel Moța un revolver cu care îl omoară în închisoare pe acest uh, Vernicescu. Uh, vă dați seama că în Moldova acelei vremi au, uh, cum să spun, atunci au irumpt uh, manifestațiile de solidaritate cu acești studenți care și-au sacrificat, practic, viitorul lor intelectual, pentru că nu erau niște tineri, uh, totuși, oarecare uh, și a fost prima manifestare a, a slăbiciunii autorităților. Putem spune a, faptul că, a, până la urmă, Ionel Moța a fost și el a, achitat, la fel cum se va întâmpla cu a, alt asasinat, de data aceasta în incinta tribunalului, când Codreanu îl asasinează pe prefectul Iașului Manciu. Dar până acolo. Am putea vorbi și despre, uh, practic, mentorul acestor tineri, care a fost profesorul Acecuza de la Iași, uh, care, uh, el uh, fascinat de uh, ideea aceasta a fascismului italian și uh, aplicând-o, practic, la condițiile concrete din România și mai ales din Moldova, uh, este primul care flutură acest teag al antisemitismului. Uh, să nu uităm totuși că uh, vorbeam în prima parte despre Moldova. Uh, aici parcă mai mult s-a simțit uh, uh, acest conflict dintre români și evrei. Pentru că, uh, în general, știți că au fost acele. Uh, Expulzări ale evreilor. Primii au fost uh, regii uh, spanioli după Reconquista, nu Izabela de Castilia și Ferdinand de Aragon, uh, ceea ce a lăsat uh, în Spania un mare gol, pentru că evreii nu numai cu afaceri se ocupau, erau și foarte buni meșteșugari. Uh, ev evreii sefarzi din Spania au venit uh, prin Imperiul Otoman și au ajuns și în țara românească iar evreii așchenazi până la urmă chiar din Imperiul Austriac, unii dintre ei prigoniți de Maria Tereza au ajuns în Moldova. Și de asemenea foarte mult din Rusia, pentru că în Rusia era o presiune extra de mare, se practicau numeroase pogromuri împotriva evreilor din partea autorităților ruse. Exact. Mai ulterior și chiar și să nu sovietice. Uităm și de faptul da. că acel document numit protocoalele înțelepților Sionului a fost emis de către Ohrana Țaristă, de serviciul sí, Secret este un fals fabricat este un fals fabricat aceștia. tocmai da. pentru a dezvolta acest antisemitism. Totuși, realitatea istorică ne obligă să vorbim și despre răscoala de la 1907 când a pornit tot din Moldova și la 1907 aveam uh, numărul că practica a fost o răscoală împotriva arendășiei. 40% dintre arendașii românii, dintre arendași erau evrei. Da. Iarăși la un procent de 3% din populație. Da. Și în Moldova, practic, răscoala aceasta de la 1907 a fost, a avut un, mai mult un caracter antievreiesc. Nu vorbim de țara românească unde numărul arendașilor români era mult mai mare. Pe acest fond, acecuza boier moldoveană știa și a reușit să ajungă la această mare masă care era uh, împotriva uh, evreilor și s-a înființat această ligă a apărării național creștine pentru că uh, este practic lupta dintre creștinism și iudaism care n-a început acum a început la 1877 când uh, prin uh, tratatul de pace de la Berlin România nu i s-a recunoscut independența decât cu o condiție de fapt cu două Uh, dar asta este uh, uh, secundară să modifice articolul 7 De, din Constituție, celebr articolul 7 al Constituției, prin cu acordarea care acordarea cetățeniei, cetățeniei Sigur da. că da, pentru că evrei nefiind cetățeni români, atunci statul prin Constituție nu le putea garanta uh, proprietatea și uh, ei au uh, intervenit pe lângă bancherul personal al lui Bismarck care era evreu și au obținut introducerea în tratatul de pace a acestei condiții. A doua condiție era cu Calea Ferată Strusberg uh, care falimentase deci, și a ferate, că a fost o afacere oneroasă și aceea da. a căi ferate și afacerea Strusberg cunoscută foarte bine în epoca. Și atunci profesorul Acecuza uh, înființează această Liga Apărării Național Creștine în 1900 123 și uh, îi strânge pe toți acești intelectuali, pe acești studenți care știți cum este uh, uh, studentul are un uh, avânt și o, uh, este prima uh, mediul universitar și contactul cu niște oameni care pun niște probleme uh, uh, și care îi ajută să-și dezvolte uh, capacitățile da. intelectuale, uh, îi strânge pe acești uh, legionari și, practic, Acecuza este cel care uh, dezvoltă această componentă antisemită și apoi în mișcarea uh, legionare de mai târziu. Sigur, e, da, e, dar trebuie să specificăm încă un lucru, că tânărul uh, Corneliu Zelea Codreanu este cel entuziast, cel care uh, se ocupă de organizare, însă avea nevoie de, în acel moment, de un uh, să spunem, un simbol care era Acecuza și de aceea Acecuza este conducătorul ligii. În schimb, foarte curând, între cei doi vor apărea fricțiuni, mai ales după plecarea lui Codreanu la Grenoble împreună cu Moța și reîntoarcerea lor și va urma pasul următor, care este desprinderea și ruperea din Liga Apărării Național Creștine și apariția legiunii Arhanghelului Mihai, care a a fost condusă de colonelul Zela Codreanu, care și-a luat titlul de capitan, cu o organizare uh, mai ciudată pe cuiburi, având ca și uh, lucrare de bază a șefului de cuib. Dar vreau să revin un pic la cazul Manciu. Pentru că, într-adevăr, deci observăm cele două elemente, să spunem, negative ale mișcării legionare, este vorba de terorismul politic și de uh, antisemitismul care se va exacerba mult mai târziu până la violență extremă. În schimb, trebuie să vorbim că nici autoritățile timpului nu erau niște autorități uh, extrem de sfinte și extrem de uh, să spunem, de la locul lor în ceea ce privește represiunea. Manciu, spre exemplu, incidentele cu Manciu apar mult mai devreme. În momentul când un grup de tineri legionari vrea să-și facă la Râpa Galbenă un sediu, ei deschid o de, o, o fabrică de cărămidă, da. să-ți apuce de lucru, intervine brutal poliția, sunt bătuți, sunt schinjuiți în închisoare, unul dintre studenți este apărat de către de către Corneliu Zerea Codreanu în calitate de avocat deși chiar autoritățile timpului trimit ministerului despre brutalitățile lui Manciu singurul răspuns al ministerului este aceea de a-l felicita și de a promova câțiva din polițiști în grad și prin urmare apare incidentul din cadrul tribunalului în care Manciu este împușcat de către Corneliu Zerea Codreanu o nouă slăbiciune a autorităților este faptul că n-au curaj asupra procesului, îl țin la Focșani, dar după aia li teamă pentru că este acolo o populație vrească, dar este și destul de aproape de ea și mulți studenți, îl mută la turnul Severin, în schimb, tot același lucru se întâmplă și la turnul Severin, sub presiunea tineretului, Cornelul Zerea Codreanu este achitat, iar el este triumfător pe brațele celorlalți, arătând că, de fapt, cauza lui a fost justă. Nu că așa apărea, dar din moment ce un tribunal te, te absolvă. Marea nefericire a apariției extremei. Așa cum, a extremelor, așa cum am specificat, este și în slăbiciunea sistemului nostru uh, interbelic, în corupția partidelor politice, în uh, conflictele extrem de violente între liberali și țărăniști și în, mai ales într-un sistem parlamentar cu totul și cu totul invers decât într-un sistem democratic. Și aș vrea să fac doar două remarci asupra acestui lucru. Unul, regele chema o personalitate și îl desemna ca prim-ministru. Acea personalitate, în principiu, era președintele unui partid, fie el țărănesc, fie Averescu, Partidul Poporului, fie liberal și așa mai departe, numai Carol al doilea va sparge tiparele când îl va pune pe Tătărescu, care nu era președintele partidului, dar tocmai pentru că el deja intrase în faza de distrugere a partidelor politice. Premierul numit numea prefecții și organiza alegerile cu excepția pierderii alegerilor din 37, când Partidul Liberal era extrem de slăbit, nici un partid care a organizat alegerile nu le-a pierdut, pentru că era introdusă bătaia, introduse starea de asediu, jandarmii, violențele, mita, mita bă, electorală, electorală băteu bătăuși erau peste tot. Al doilea element este faptul că în 1926 PNL-ul, pentru a-și asigura că nu va avea probleme în Parlament, introduce o chestie care este total anticonstituțională, este vorba de prima electorală. Această prima electorală era foarte simplu. Partidul care face 40% din sufragii primește 50% din mandate. Celelalte 50% se repartizează celorlalte partide, inclusiv partidului învingător, astfel încât Partidul învingător ajungea la peste 70%, lucru care anihila total opoziția. Deci, lipsa totală a opoziției. Ei au motivat acest lucru spunând că. Evita ceea ce se întâmplă astăzi în viața noastră politică, evită coalițiile. Sigur. Dar <laughs> în același un timp... Par este au, un guvern da, monopartit. Exact. <laughs> și am uh, pentru că uh, savarea a ceea ce se întâmpla în campaniile electorale a anilor din uh, perioada interberică, pentru că foarte mult noi am prezentat perioada interberică ca o perioadă ideală și idealistă din punctul de vedere al sistemului democratic. Iată ce ne spune un uh, om care nu poate să fie, nu fie credibil, este vorba de Grigore Gafencu, unul din marii noștri viitori miniștri de externe din perioada uh, aceea și iată cum descrie el o campanie electorală în 1931 în care a candidat pentru Camera Deputaților la Caliacra. Citez. S-au arestat delegații și candidații. S-au furat urnele și cărțile de alegători. S-au bătut mai ales, s-au schinjuit și cu lovituri de ciomege, sute și mii de alegători. Am fost respins la secțiile de votare cu baionetele în piept. Un colonel istoric, isteric, Bolintinianu, urla de dimineață, dați-i spargeți-le capetele cu patul puștilor. La o secțiune singura, delegații au pătruns în urma judecătorului. Au fost dați afară de judecător și de un capitan de infanterie. Pretutindeni, jandarmii, armata, comandanții de bătăuși brutalizau, amenințau și împiedicau la vot uh, cetățenii. Chiar însuși Grigore Gafencu a trebuit într-una din secții să scoată pistolul să tragă în aer pentru a putea să iasă de acolo să, <laughs> în 1933, devine mai înțelept. Îl sună pe viitorul prim-ministru, Igeduca, care de fapt era prim-ministru organizat, și îl întreabă dacă îi permite totul să se ducă înapoi în Caliacra, să-și să depună mandatul, la care duca generos pentru că știa că liberalii vor câștiga, îi permite și astfel ajunge Grigore Gafen cu deputat în 1933. Iată deci o altă față decât aceea pe care noi am, am avut-o despre perioada interberică și din nefericire toate aceste slăbiciuni parlamentare guvernamentale, afacerile, cum a fost și afacerea Scoda, imense, criza economică, la care s-au adăugat după venirea lui Carol al II-lea și e, dorința lui de a distruge sistemul politic și de a-și crea o dictatură personală și a făcut-o într-un timp din 30 până în 38, toate acestea au permis ca să se petreacă și aceste fapte despre deci care noi, noi le-am invocat. Așa adăuga faptul că fiecare partid politic, inclusiv regele, au încercat să câștige capital politic de pe urma mișcării legionare. Uh, ideea a fost introdusă chiar de ac profesorul Acecuza, pentru care uh, el era un mentor pentru Corneliu Zelea Codreanu, îl sprijine pe tatăl său ca să obțină un post în, în Iași, apoi îl recomandase pentru Facultatea de Drept și încerca să tragă capital politic pentru uh, Liga Apărării Național Creștine. Uh, Divorțul sau separarea de uh, Liga Apărării Național creștine a lui Codreanu practic putem să spunem că a fost și o înțelegere între cei doi, pentru că profesorul Cuza era bătrân, avea peste 70 de ani, el nu mai putea să meargă prin satele moldovene Așa cum făcea Codreanu călare pe un cal alb, îmbrăcat în alb, iarna avea sumanele acelea moldovenești albe, Bucovine, nu. Da. A, 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 eu știu, smintindu-i pe țăranii, săraci țăranii moldoveni, a, care mulți spuneau că este chiar trimisul Arhanghelului Mihail, nu ca să-i salveze. A, și mai introducem un element. A, de asemenea profesorul Cuza fiind boier nu era așa credibil în ochii țăranilor și practic și acest divorț care noi în perioada când am, ni se preda istoria la facultate, se spunea că a fost o separare a fost practic și un fel de despărțire amiabilă, dacă putem să spunem așa, oricum legiunea a fost într-adevăr continuatoarea a Ligii Apărării Naționale Creștine care și-a pierdut din influență, bineînțeles, datorită vârstei lui Uh, profesorului Acecuza. Uh, mai departe, uh, am putea vorbi despre faptul că intelectualitatea românească, și sunt o grămadă de intelectuali care, în prima fază, sunt uh, trup și suflet uh, uh, mișcării legionare. Când încep aceste excese? Când uh, începe și politicianismul lui Corneliu Zelea Codreanu, care este acuzat chiar de Mihai Stelescu în acea celebră scrisoare deschisă, când el în 35 înființează Partidul Cruciada Românismului, trimite o scrisoare deschisă în care dă niște exemple de uh, crasă uh, atitudine politicianistă a lui Corneliu Zelea Codreanu uh, și uh, condamnă mai ales uh, ideea aceasta de a. Elimina orice opoziție prin glonțul revolverului. Sigur, și aici este o a doua. Uh, o a doua răfuială sângeroasă între legionari după cea cu Stelescu este împușcat de către un grup de legionari în timp ce se afla în spital pentru a fi operat de apendicită s-au tras zeci de gloanțe, dar n-a fost suficient acest lucru după care a fost ciopărțit cu topoarele de către uh, adversarii săi care au fost prinși de către poliție uh, chiar la, fapt, uh, la locul faptei într-o stare de exces, de exaltare că au eliminat pe Stelescu, sigur, care îi trimisese această scrisoare extrem de dură lui Cornel Uzelea Codreanu, acuzându-l de politicianism. Aici am și trebuie să insistăm asupra acestui terorist și asasinat politic, pentru că legionarii au adus în politica românească și această idee a teori, teoria purificării prin moarte. Uh, vedeți, curajul acesta al tinereții, ar, am putea să discutăm foarte mult asupra acestor uh, lucruri. Cum s-a ajuns, vedeți că și astăzi avem uh, asemenea manifestări în care omul se sacrifică. Uh, poate nu avem timpul necesar să discutăm acest lucru. Aici vine tot pe filonul acesta al luptei naționale, pentru că, uh, vedeți, ideea de națiune are două componente. Uh, acea componentă civică. Ea a pornit de la Revoluția franceză, când națiunea este cea care grupează cetățenii care au aceleași drepturi. Și au acea componentă ușor irațională, o componentă etnică, prin ca, la popoarele care și-au desăvârșit mai târziu națiunea sau și-au realizat unitatea națională, printre care și Germania, Italia, în care se, se spune că individul trebuie să se sacrifice pentru viitorul națiunii, pentru un ideal al națiunii. Și acest lucru va fi exploatat de regimurile totalitare. Ele spun așa, individul trebuie să se supună intereselor colectivității. Nu mai este concepția liberală care spune, domnule, individul are dreptul la viața sa și pro progresul individului dă și progresul societății, vin, vine Mussolini, vine Stalin și Lenin, care Sigur. această ideologie, individul trebuie să se supună intereselor colective, dar cine este cel care hotărăște acele interese colective? Liderul atotputernic, conducătorul unic. Și aici... Apar, este capitanul sigur, nu? Apar tipurile de conducători, unii, este leaderul și, și, și așa mai departe. Însă trebuie să spunem că dincolo de uh, această problemă a teoriei asasinatului uh, istoria noastră nu duce lipsă de, 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 de evenimente însângerate, începând din evul mediu și evocam astăzi într-o discuție între noi doi o carte foarte interesantă, apărută chiar în perioada uh, comunistă, e vorba de domnii trecătoare, domnitori uitați, în care ne arată un ev mediu extrem de însângerat, cu decapitări și cu uh, domni, uh, domni care au, uh, au fost uciși de rivalii lor, de fraților, de unchilor, de uh, și așa mai departe, sau trebuie să spunem că am avut un moment dramatic și foarte mulți istorici consideră și chiar și mi-a plăcut acest lucru Alexandru Stoenescu, consideră că un moment dramatic cu care cred că am ratat intrarea noastră în istoria modernă a României cu dreptul este asasinarea primului ministru Barbu Catargiu, o asasinare care și astăzi este neilucidată. Dar trecând prin timp să ajungem de la un asasinat politic de prim-ministru, un alt asasinat politic de prim-ministru, și anume să ajungem la faptul că garda de legiunea Arhanghelului Mihai se dezvoltă, creează structuri deja în toată țara, devine un partid periculos pentru adversarii săi politici, apar tot mai dese arestări în rândul lor, tot mai dese presiune asupra lor, de fiecare dată când sunt campanii electorale, și ajungem la momentul 1933 când Carol al doilea, unii spun că și la presiunea externă, îl numește prim-ministru pe Ighe Duca. Da. Aici, vorbind despre Carol al doilea, lucrurile sunt destul de complicate, pentru că, știm cu toții, el este convocat la Sinaia, nu? Era în preajma Revelionului, da. 29, 29 decembrie, tot guvernul și încheiase activitatea, se pregăteau de intrarea în noul uh, an. Uh, presa dădea uh, deplasarea lui uh, uh, Igheduca la Sinaia cu trenul, nu? Uh, difuzând informații practic confidențiale, ceea ce a pus la dispoziția legionarilor uh, prilejul de a-l asasina. Uh, el, Igheduca, care uh, cel care interzisese Garda de Fier o scosese în afara legii, și pentru asta uh, trebuia pedepsit în concepția legionarilor. După audiență, pe peronul gării din Sinaia, Uh, se întâmplă uh, acest uh, asasinat uh, politic tragic, uh, trenul uh, cu care mergea, trenul special, uh, ceva manevre, uh, uh, o singură gardă de corp, uh, luminile uh, pe peron uh, aproape stinse, un singur bec mai era pe... Uh, da pe peron, toată ziua în gara Sinaia, asasinii stătuseră pe bănci, la restaurant și așa mai departe, Nicio autoritate era totuși primul ministru care venea în audiență la rege și trebuia asigurată minimum de securitate care era prevăzut în regulament. De regulamente. aici, unii istorici formulează și idei precum că cel care nu a fost trăit deloc de moartea lui Igheduca este chiar regele Carol al II-lea. Uh, și avea mai multe motive să-l uh, urască pe Duca. Una, pentru că în 1930, când venise în țară, Duca a spus că mai bine îi se usucă mâna decât să dea uh, mâna cu un aventurier, lucru care l-a regretat mai târziu, dar uh, declarația fusese făcută. A doua, pentru că uh, fusese avocat în, în uh, procesul uh, de divorț al lui Carol, uh, al doilea cu, uh, de regina Elena și acolo erau niște documente care îl incriminau, pe care al doilea, care ar fi făcut niște afaceri oneroase la Londra, încercând să cumpere avioane, și a fost demascat chiar de către, Mihai, de către Ion Antonescu, care a legat atașat a militar la Londra. la Londra. Iată, deci, o, o ură pe de altă parte. Pe de altă parte, foarte interesant, am găsit niște informații: el era urât și de către legionari. Odată era urât pentru faptul că în timpul alegerilor din 33, peste 2000 de legionari fusese arestați, fusese brutalizați, garda fusese împiedicată să se manifeste în alegeri, iar el făcuse un gest printr-un jurnal al Consiliului de Ministri și a asumat, a semnat și a asumat, regele n-a vrut să contrasemneze, pentru că regele l-a lăsat pe el să meargă cu capul înainte și atunci și a asumat răspunderea printr-un jurnal al Consiliului de Ministri, cum ar fi astăzi o hotărâre de guvern, scoaterea în afara legea gărzii, de asemenea, el se considera a fi descendent, spunea de multe ori, din vechea familie Ducas a, a grecilor și acest lucru i-a atras ura unei grupări de macedoromâni din cadrul mișcării legionare pentru că încetaseră sprijinul a românilor și macedoromânilor de către guvernul român în Grecia, unde erau supuși unei deznaționalizări și atât doi dintre asasin sunt Caranica și Belimace. Și sigur că la toate acestea au concurat faptul că într-adevăr mult prea multe coincidențe. Informații în presă, gardă de corp, vagonul la distanță foarte mare, întuneric și este, este asasinat. E... Și se poartă uh, foarte urât. Deci după ce-l omor știți că uh, unul se duce și urinează. pe. Da, deci bine este și... a fost și cazul de lui Iorga da, de la Da, de sunt ce, uh, manifestări Sunt groaznice. manifestări da, da, da. ale care arată că deja Uh, în interiorul legiunii se produsese o ruptură între partea elitistă, Sigur. partea uh, i, i, uh, care crease ideologia gărzii, uh, care mergea pe ideea da. tablor de muncă, a hărniciei, a ortodoxismului, a credinței, deși de multe ori împinsă până într-un misticism, dar uh, pe de cealaltă parte violența își făcea din ce în ce mai mult... Uh, Sigur, poate uneori ca și o replică la violență. Este foarte grav când violența naște violență da. și este foarte periculos ca să acționezi cu violență pentru că la rândul uh, ei naște violență. Dar este clar că este un moment crucial, crucial pentru că s-au întâmplat gărzii. două lucruri. Uh, două lucruri s-au întâmplat. Unu, Carol al doilea a tras foloase extraordinare de pe urma acestui asasinat pentru că a dezbinat Partidul Liberal știm cu toții că nu a pus Figură. președintele partidului, ci l-a pus pe, pe Guță tătărescu, nu? Exponentul aripii tinerilor liberali, tocmai pentru a crea o șciziune în rândul Partidului Național Liberal, mm -hmm. pentru că el avea această idee de a guverna uh, autoritar. Uh, toate țările din jurul nostru aveau guverne autoritare, <gură> în Europa de da. Sud nu era nimeni, uh, uh, doar România mai uh, rămăsese ah, chiar, chiar. și din țările uh, mici doar Ceoslovacia a reușit să scape de guvernarea aceasta autoritară, da. în afară de Anglia și uh, Franța. Și în acel moment uh, și intelectualii fac pasul înapoi. Așa. Deci nu se mai afișează cu Codreanu, uh, da. uh, își dau seama că miș uh, mișcarea luase pe o pantă cu totul și cu totul greșită. Domnule profesor, din nefericire, timpul dedicat emisiunii noastre a trecut cu o mare repeziciune. Vom ajunge în emisiunea viitoare la cele, celelalte două momente, vorba de 37, când devine un partid extrem de puternic, apoi asasinarea lui Codranu, pentru că este iarăși un asasinat politic în istoria României, și sigur că după care la căderea gărzii în mâinile lui Horeasima. Vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem în emisiunea viitoare. La revedere! La revedere.